Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața copii, bună dimineața părinți, sunt Mirela Retegan și astăzi la Antrenorul părinților am invitat un tânăr absolut special. Este vloggerul cu peste 1.400.000 de abonați pe YouTube. Mm, ai găsit, am două. Din nou s-au <laughs> făcut două între timp. Deci, Shelly se crede pe vlog. Shelly, <laughs> suntem la Europa FM. Și eu acum ar fi trebuit să continui prezentarea pentru ca uh, voiceover-ul să intre și să pună întrebarea. Fii atent, oprește-te puțin. Bună dimineața, Shelly! Bună dimineața, Mirela! Abia acum începe emisiunea. Deci ai două milioane de abonați pe da. YouTube? Da. Nici nu mai lăsa să-mi termin prezentarea. E tânăr, e vesel, am primit 18 păi am ani. Simtit... Deci eu studiez despre tine de câteva zile. Și mă așteptam la asta, să știi, da. pentru că da, pentru că am văzut că ești foarte spontan și pentru că ții foarte tare la niște detalii. Îți mulțumesc în primul rând că ai venit. Cu mare plăcere. Îmi doresc foarte tare să le oferim părinților din România care ne ascultă această emisiune pentru că își doresc o viață mai bună și mai frumoasă cu copiilor cealaltă perspectivă. Perspectiva copilului care trece prin niște experiențe, care este obligat, datorită alegerilor pe care le face, să ia niște decizii și să înțeleagă repede niște lucruri. Ai început la 11 ani să te joci pe internet. Da. Pe internet cred că mă jucam de mai mult timp, dar de la 11 ani am început să o iau așa un pic 2%, 1% în serios. De atunci a început să fie un pic treabă, să nu mai fie doar distracție. Hai să le spunem celor care ne ascultă ce este un vlogger, pentru că eu chiar cred că sunt în România oameni care nu știu ce e un vlogger. Sunt convins că sunt. Uh, un vlogger este uh, o persoană care creează conținut video pe YouTube în general în care își prezintă viața sau vorbește despre anumite subiecte sau face divertisment, dar vlogurile pot varia și pot să fie și vloguri educaționare, pot fi și vloguri nișate pe diferite Adică teme. un om care se filmează singur, da. care spune ceea ce gândește da. și postează pe internet filmulețul cu ceea ce a produs da. el. El, în esență, la bază este un jurnal video, de acolo a pornit termenul. Deci de la Vlog, care era un jurnal scris, scris pe internet, am ajuns la Vlog, care este un jurnal video. Mi-a mi s-a mi mi părut, mi mi părut foarte tare faptul că am citit că profesoara ta de engleză ți-a vorbit despre YouTube? Da, da, era o doamnă cu care eu făceam meditația la engleză când cred că înainte să intru în clasa întâi, am făcut de foarte mic meditație la engleză și știa că aveam o pasiune legată de video și de eu am plăcea foarte mult să filmez când eram mic, și uh, mi-a recomandat uh, site-ul ăsta youtube.com, pe vremea când youtube.com nu era e azi, Era Așa. încă ceva care se dezvolta. Și tu ai intrat acolo și ai început să studiezi? Da, și am fost captivat de toată lumea asta. Eu, înainte să descoper YouTube, eram uh, foarte fascinat de televiziune și de tot ce însemna mediul ăsta. Mi-aș fi dorit maxim să apuc să văd, nu știu, un prato de televiziune sau să fiu astăzi aici la o emisiune de radio. Mi se părea wow. Dar în momentul în care am văzut ce înseamnă YouTube, mi s-a părut foarte, foarte tare că este ceva la care și eu am acces, unde și eu pot fără să, să intru de și de să nimeni. creez conținut, fără să am nu să te chemi la nimănui, da, Asta e, e tare la YouTube și cred că asta schimbă cumva modul în care se face conținut video în special, în modul în care se, se creează media, pentru că deodată oricine poate să facă orice fără să fie nevoie de un om sau de un șef care să te pună pe post. Știi, tu ai apucat să te uiți la apai. Gașca Zurli? Uh, nu, dar am auzit uh, multe despre, despre proiectul vostru. Știu, adică am, am văzut. S-a dezvoltat câteva. în același fel, Da. pe știu. YouTube, fără să aibă în spate o producție de televiziune... Pur și simplu postând pe YouTube filmulețe și uh, ducându-se de la un copil la altul. Da, youtube dacă e făcut cum trebuie, adică cu perseverență, uh, cu o constanță în, în postări și așa mai departe, este un instrument foarte, foarte bun ca să faci atât un vlog cât și o chestie mai grandioasă cum este Gașca E, E o platformă foarte, foarte bună. De asta e. e Dar atât tu de ai vrut să te faci electrician, de fapt. Eu am vrut să mă fac. Sau electronist? Da. Nu, am vrut să mă fac electrician când eram mic, am vrut să <laughs> fac roboți când eram mic, am vrut să fac foarte multe lucruri. eram am curios. Cred că asta e, e foarte important când ești mic, să fii curios. Și părinții tăi cum au uh, susținut această curiozitate a ta? Uh, Dedicându-și timp în a răspunde la întrebările mele despre lumea din jur. Asta când ne-am. Știu că tatăl tău stătea și făcea cu tine tot felul de trenulețe și... Da, da, când era mic chiar, chiar era dedicat pe, pe chestia asta și nu mă lăsa să-mi pierd timpul. Spre exemplu, nu știu, în fața televizorului sau ceva. Era acolo cu mine să facem chestii adică interactive. Adică petreceau care... timp fizic cu tine. Da, mamă, ce wow sună. Petreceau timp fizic da. cu tine? Da, da, pentru că sunt foarte mulți copii Așa care suferă da. din această problemă. Da. Discuți cu ei despre asta? În vlogurile tale? Cu, cu, cu copiii? Nu. Nu neapărat. Pentru că că nu... te urmăresc foarte mulți copii. Da? Foarte mulți. Excelent, Eu, când da. am aflat că o să fiu împreună cu tine în același proiect, ambasadorii campaniei Academia Copiilor Sector 2, am întrebat cine e Shelly. Și l-am întrebat pe David, băiețelul colegilor mei. Și el a zis pe bune, Mirela, nu știi cine e Shelly? Asta e ca și când ai ști cine e Gașca Zurli? <laughs> și am zis, păi nu știu, pentru că Maia e mare, eu nu mai sunt în target. Iar ei se uită la tine ca la un exemplu pe care îl doresc și visează să fie într-o zi cum ești tu. Ai o responsabilitate foarte mare. Da. Ești conștient? Da, da. Sunt conștient și uh, chestia asta schimbă cumva ce fac eu, dar nu trebuie să o schimbe foarte mult. Știi, pentru că în momentul în care tu ești foarte constrâns de barierele astea, băi, să nu fac vlogul ăsta că poate se înțelege așa, să nu-l fac că poate se înțelege altfel, cred că se strică ciorba până la urmă și nu o să se mai uite de fapt ei la tine. Știi ce zic? Trebuie să fii un pic spontan, trebuie să, trebuie să fii, onest. fii un pic rebel, evident că trebuie să fii onest. Cu credințele că... tale? Pentru că să știi că și copiii simt autenticitatea, noi oamenii avem efectiv în noi chestia asta de a simți când un om e autentic sau când un om e artificial. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la părinții tăi? Să fiu răbdător, să nu-mi doresc să iau totul deodată, să nu mă avânt așa după tot deodată. Să învăț, pentru că are o, o valoare mi se pare important, pentru că îți dai seama că în momentul în care eu am început să fac niște numere mari și să fac și bani și așa mai departe și am încă foarte mic, evident că în capul meu era cumva și ideea asta de gata, ești mecher, nu mai contează, nu mai, învățat, nu mai. Și au fost acolo ca să, să contrabalanceze gândul ăsta. La ce vârstă ai început să faci primii bani? pe uh, la 14 ani. Cum e să intre în contul tău bani din munca ta la e tare, 14 ani? E tare, e tare. Ce ai făcut cu primii bani, mai ții Da, mi-am luat o cameră. O cameră video. Da, și asta îmi place că am făcut chestia asta, pentru că puteam să-mi iau, nu știu, haine sau ceva care să nu mă fie ajutat atât de mult, dar camera aia chiar a schimbat un pic situația, pentru că aveam o cameră foarte, foarte proastă la început. Era odioasă. Adică, și tu filmezi de la tine din cameră? Da, da. Bine, filmez din multe locuri. A, a, Acum s-a dezvoltat treaba. Uh, filmez, că, mai mult de la București decât de la mine de acasă. Dar așa a început cu mine, filmând mă doar acasă. Închideai ușa la 11 ani, da. te așezai în fața camerei da. și te gândeai la un subiect sau te gândeai la ce vrea lumea să audă? Mă gândeam înainte. Îți dai seama, așa, te pregăteai. Da. Da. Încercam să găsesc chestii amuzante. N -avem, îți dai seama, n-aveam cum să spun, tu, niciun, Eli, de este... o chestie la care să mă raportez. Încercam să văd e ce îmi place. de ce... da cu părerea despre ceva? Da. da Mie mi-a plăcut să fac lumea să râdă și am văzut-o ca o oportunitate de a spune niște povești amuzante, de a spune, o, de a face o pastiră scurtă amuzantă. Eu așa vedeam contentul ăla. Cât durează un vlog? Să fie făcut? Sau cât durează pe YouTube? Cât durează pe YouTube și cât timp puția să-l faci? La mine, în medie, episoadele au undeva la 10 minute și pot să ia de la o zi la o săptămână. Unele au luat și mai mult, episoadele foarte complexe. Dar, în general, un vlog în care eu vorbesc, mă filmez mergând prin București sau stând acasă și dându-mi cu părerea despre ceva, în general, se realizează cam în două, trei zile și are în jur de 10 minute. Tu ai devenit celebru foarte repede. Cum am mai reușit, ai tăi, să te țin în mână? La 14 ani, când deja te cunoșteau toți copiii din România. N-a când... fost, fost o ascensiune chiar așa. Adică sunt oameni care au devenit. care au avut o ascensiune mai mult mai rapidă decât a mea, dar nu cred că ăsta e neapărat un lucru bun. Adică, eu am și teoria asta: că dacă crești foarte repede, te duci foarte repede pe un var, e posibil după aia să cazi la fel de repede și la fel de abrupt. Uh, am avut, totuși, șase ani jumate de când fac chestia asta, a fost constant. Și a crescut așa din ce în ce mai mult și nu s-au întâmplat toate deodată, adică era clar că acum când aveam eu 14-15 ani, nu mă cunoșteau toți copiii și nu aveam nici cunoștințele pe care le am acum nu făceam treaba la nivelul ăsta, eram încă acolo la mine în Craiova. Deci n-a venit totul deodată. Dacă ar fi venit totul deodată, s-ar putea să s ar fi fost posibil ca eu să fiu dezechilibrat un pic, știi, să nu înțeleg ce se întâmplă. Dar așa, faptul că s-a întâmplat cu timpul m-a ajutat pe mine să procesez, să-mi dau seama cu adevărat ce vreau să fac și cum vreau să fac. Crezi că ești un model pentru copii pentru că ai reușit fără să ai un tată șmecher în spate? Din cauza chestii astea, da. Nu știu dacă eu overall, nu știu dacă în mod general sunt cel mai bun model pentru copii, deși cred că pe undeva pe acolo... Ești un model pentru ei, chiar dar, dacă nu ești tot dar, timpul cel mai bun. Da, dar cred că în partea asta de, uite bă, se poate, fă-o pe pielea ta, încearcă, alegeți un hobby și fă și cine știe, poate este ceva drăguț, cred că sunt un model. Adică mie mi-a ieșit visul meu. Ai tăi să obișnuit cu popularitatea asta ta? Da. Și cum, reac cum, reacționează? Cum se manifestă? Pleci de acasă, uite, vorbești la Nu mai la radio... reacționează, s-au obișnuit. Asta Gata. Da, obișnuit. Le era frică la început? Nu neapărat, erau cumva pesimiști la început, adică dacă eu repovesteam ce vreau să fac și așa, nu mă credeau. Și se vedea că nu mă cred. Și ce, cu timpul au să mă crede. Uite, mamă, eu vreau... Păi mă raportam la ce era în top atunci pe YouTube și era Mike H și Doza de H. Era un canal care avea vreo 400 de abonați. Și era uh, eram, uite, mamă, uite, Mike are 400.000 de de abonați, e huge! Și nu... Nu, nu înțelegeau, ziceau, nu, N-ai cum să câștigi din asta, n-ai cum să. Dar. Uh, ei au zis chestia asta, dar m-au lăsat mereu să-mi fac uh, pasiunea. Au zis, băie, pasiunea lui nu-și pierde timpul. Nu chiar e dacă n-au crezut, da, da, crezut în ea. Da, ei n-au crezut în ea, mi-au zis că nu cred în chestia asta, dar uh, au fost acolo să mă susțină și nu mi-au impus vreo barieră. Nu ți au interzis, în primul nu rând, în rând, să da, te da, filmezi? Da. Da. Să te pui pe internet? Da. Oricum, și dacă mi-au au găseam eu o modalitate să mă filme, sunt inventiv. Dar tu ești conștient că pentru noi este un domeniu absolut nou, pentru mine, pentru părinții tăi, pentru generația noastră? Da. Și că nu e foarte greu să înțelegem ce vi se întâmplă? Da. Știu, am văzut, eu în momentul în care mai ies din bura mea și merg în locuri unde nu este publicul meu obișnuit, văd că lumea, unii nu înțeleg, unii sunt direct Haterii, uh, sunt reacții mixte. Da. În general, oamenilor le e frică de ceea ce nu înțeleg asta, am observat. Ne e frică de ceea ce nu cunoaștem. Da. Ne e frică de aplicația pe internet uh, prin care fica mea știa mai bine în ce loc mă aflu, în orice secundă, pentru că eu nu aveam acea aplicație pe telefon. Uh, cum fac fața părinților Părinții tăi? Haterelilor, oamenilor care te jignesc, care vorbesc cu râd despre tine. Nu, nu i-am văzut vreodată să le pese sincer de chestia asta. Hei tu, în cazul meu, n-a fost niciodată ceva rău. A fost mereu ceva bun. Un plus de engagement, un plus de comentarii, Eu o părere în plus, pe mine mă ajută. Adică, faptul că se discută despre ce fac e un lucru bun. Și Dar cred Vorbești, că așa e vorbești cu asta. ei despre asta? Despre faptul că uite ce a zis ăla despre mine... Nu, dar nu vorbesc cu nimeni despre asta, nu. Adică dacă e amuzant. Dacă e amuzant în un fel, e amuzant. Și, și nu te enervează? -mi nu. Pe mine mă enervează când cineva zice ceva urât despre gașcazurile, pentru că e creația mea. Nu. E munca mea. Da, da, nu. E, e normal. E o, e o creație pe care o expui unui public de oameni. E normal ca să vină un feedback ce care nu e neapărat să fie bun. De dacă eu aș avea mâine mai multe dizraicuri decât raicuri, atunci mi-aș pune niște întrebări, știi? Pentru că probabil aș face ceva greșit, dar în momentul în care majoritatea, 90% din oamenii care se uită, mai mult de 90%, apreciază, hei, tu nu poți fi decât o chestie fanii pe care o citești de-a lungul. Suntem cu Shelly, cel mai iubit și celebru vlogger din România. Învățăm expresii noi, like, dislike, share. <laughs> Da, tu trebuie, să, tu trebuie să fii înțelegător cu mine da, și cu uh, părinții din generația mea, pentru că niciunul dintre noi nu ne-am fi imaginat să ajungem în acest punct în zilele noastre. Cât muncești, Shelley? Mereu muncesc. Adică e un job ăsta cu vlogărearea, la nu știu cum să o mai numesc. Ceea ce fac eu e un job care necesită cumva să fii 24-7 la muncă. Adică eu și dacă sunt dimineața la școală, tot ar trebui să pun câteva story tot ar trebui să mențin activitatea sus. Mereu trebuie să faci content. Deci ești cumva mereu la job. Mereu trebuie să monitorizezi contentul pe care îl faci. Nu, adică nu mi-aduc aminte să fi avut o zi în care să zic, astăzi nu fac nimic legat de social media, astăzi stau pentru, pentru cei așa. care nu înțeleg contentul se referă la ce postează el pe Facebook și câtă lume se uită și câtă lume apreciază da. și câtă lume comentează Facebook sau Instagram unde ești mai prezent? Instagram Instagram e mai puternic. Da, mult mai puternic acum. Pe publicul pe care mergem noi e mult mai puternic și în general e mult mai puternic. Ce te întreabă lumea în general acolo? De toate. Există o întrebare pe care toți fanii o pun de la începutul lumii, la care s-a răspuns de un milion de ori. E cea, mai, e cea, mai tare chestie că toată lumea tot pune și se numește și e așa. Dacă mâine ar dispărea youtube ce ai face? Este cea mai comună întrebare pe care am primit-o. Nu știu de ce, e cea mai trending întrebare ever. Și, și, e... și dai același răspuns de fiecare dată? <laughs> de, fiecare dată mă gândesc la un răspuns nou ca să o fac mai interesantă. Nu știu, să mă gândesc și acum ce aș face dacă mâine ar dispărea YouTube-ul. Aș, de aș veni lucruri. la tine să mă prâng de chestia asta. O mie de alte lucruri, o mie de alte siguranță. Lucruri, da. Tu crezi că cine reușește în ceva poate să reușească în orice își propune? Da și nu, dar nu e o regulă. Adică, cum să spun, ca să reușești într-un domeniu, trebuie să ai o, rețetă din asta de ingrediente. Adică, pe lângă că trebuie să ai tu răbdarea și calitățile astea, trebuie să ai și know-how necesar ca să faci treaba aia bine. Trebuie să ai și momentul oportun la care să te apuci. Ea care să încep contează foarte mult timingul când te aventurezi în orice domeniu nou și așa mai departe. Ce Poate au încerca. Fanii. fanii, mei sunt de la cei mai mici până la... Am și fan de 40 de ani, chiar acum cineva din birou mi-a zis chestia asta. Dar în general nucleul fanilor este în zona de 10-20 de ani. Dar sunt și fani mult mai mici și fani mult mai mari. Și cum ți-ai descrie publicul? E un public fresh. Asta e cuvântul, e fresh. E publicul care în câțiva ani o să ia decizii și o să voteze și e important acest public, foarte important. Și nu te sperie faptul că în clipurile voastre ei văd mașini scumpe, lanțuri de aur, lucruri care nu sunt neapărat niște obiective sănătoase depinde cum îi interpretezi. De ce recurgeți la asta? Uh, pentru că, în primul rând, noi facem uh, muzică trap, care, al cărei mesaj este predestinat să fie ăsta. Deci, în muzica trap, ăsta e mesajul și, în general, în muzica hip-hop de când a început, din anii 80-90, principalul mesaj a fost superioritatea mea față de tine. Aia, asta dar încercat să transmită. În asta. Mereu. Nu, dar noi nu facem educație și niciodată nu okay. nu am asumat asta. Noi facem entertainment, pe noi ne distrează foarte mult chestia asta, Generația mea și cu mine, împreună, ascultăm foarte multe piese trepte din afară. Ăsta este trendul și eu cred foarte mult în separarea asta dintre entertainment și mesaje și educație și ceea ce se înțelege de fapt. Pentru că eu am crescut cu BG Mafia și Paraziții, ascultam foarte mult când eram mic și nu cred. Cine că... ți-a pus Mafia și Paraziții? Tata. <laughs> și nu cred că, nu cred că m-a, stricat. Știi că eu, 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 îi puneam mai CD-ul cu paraziții și când ajungeam la școală zicea, dă te rog frumos, mai încet că am ajuns la școală da? și aud colegii da? noștri. <laughs> deci tatăl tău nu e defect. <laughs> Dar nu îi defect. spuneam mai că unele lucruri trebuie să le privim din altă perspectivă. Da. Și eu, uh, în a din nou, depinde de cum interpretez mesajul ăsta, pentru că pentru noi eu nu e consider neapărat niște obiective nesănătoase. Practic, obiectivul este să ai succes în ceva. Să Noi cumva despre asta cântăm. Uite bă, că am reușit. Uite, acum avem tot ce ne dorim pentru că am reușit. Pentru că dacă ești un pic atent, de ce am reușit? Pentru că am stat și am muncit și am perfecționat chestia până ne-a ieșit. Dar ce am reușit, Shelley? Să ne luăm cele mai scumpe mașini și să avem foarte mulți bani? Da. Nu, Asta e unul dintre, dintre lucruri și asta cred că e un mesaj tinerii? cu care... Da. Da, asta își doresc tine. Lumea, lumea rezonează cu chestia asta și cred că și adulții rezonează foarte mult cu chestia asta hai să nu ne ascunde, starea materială a cuiva e foarte importantă și îi determină viața e o schimbă radical deci lumea asta își dorește evident evident că îți dorești și alte lucruri dar lumea până la urmă pentru asta muncește, pentru bani banii fac pământul să se învârtă E normal ca lumea să-și dorească chestia asta și e normal ca lumea să vrea să audă piese despre succes. Pentru că te bine dispun. Cel puțin pe mine. Eu, spre exemplu, ascult, cred că doar muzică despre good vibes și succes în ultimul timp. Că o ascult în căști și îmi face ziua mai bună. Te și mă că... face să fiu mai energic și mai bine dispus. Să știi că în momentul în care tata a plecat cu buzunarele goale și cu minile pe piept am realizat că nu e vorba despre bani. Și că, de fapt, dacă ne concentrăm pe asta nu rămâne nimic în urma noastră cu adevărat. Dar sunteți mici și tineri și puteți să visați până în ziua în care o să vă treziți și o să vă dați seama că nu e despre asta. Nu, eu cred că totuși banii îți aduc o libertate de a face ceea ce îți dorești, spre exemplu, de fapt. Adică eu, dacă am bani, pot să și refuz o propunere care nu mi-ar place și care mai pune într-o situație proastă, special pentru că vreau să fac ceea ce îmi doresc eu, pentru că am banii ca să-mi permit să-i refuz pe ei. Deci eu cred că e bine să ai bani. A, și eu cred bine, că, e bine să-ți permiți. Eu cred că ți oferă această libertate și eu redoresc, îi doresc acestei generații care vine să fie smart, să fie niște oameni integri, dar să aibă bani. Asta ne dorim cu toții. Ne prângem de țara asta că e o țară săracă, până la urmă. Să avem bani. Doamne ajută! <laughs> Oricât că spune că nu e despre bani, este mult despre bani. Este Shelly și nu o să-l conving până la sfârșitul emisiunii că viața nu este despre bani, dar poate el mă învață pe mine cum să repăim împreună. Deci, fii atent, am înțeles că tu ții brațele în față cu coatele îndoite și cu pumnul în sus. Așa se, așa se cântă. Uh... Asta e o, o, o glumă despre e? mine, pentru că făceam mișcarea asta foarte mult. E gen Revenim după 2017. publicitatea pentru că, fii atent, vreau să mă înveți. Nimeni n-a crezut că voi putea, dar vocea interioră în să-i rup și să rămân pe treaba mea. Ne întoarcem cu șelii după ea. publicitate. Sunt Mirela Retegan, sunteți la antrenorul părinților și în studio cu mine se află de data asta un copil, care nu mai e un copil, a făcut 18 ani, dar de 6 ani și jumătate se Treține singur, învață, descoperă și trăiește o experiență absolut minunată. Shelly, vloggerul pe care îl iubesc copiii, care trezește foarte multe controverse, A împărțit lumea în pro și contra Shelly, sunt părinți care nu te plac, dar copiii îi târăsc la evenimentele tale și ei vin. Da, și Știind să cred că sunt și părinți care nu mă plăceau, au venit la niște evenimente și și-au schimbat un pic părerea. Am auzit și genul ăsta de feedback și Dar ce mă ce crezi că nu le mult. place? Celor care nu le... Uh, care, celor Eu care cred că plac. oamenii nu sunt încă obișnuiți cu ideea, că poți să te, cu ideea că tu poți să te firmești să faci bani și să trăiești bine din asta. Eu cred că ei nu pur, pur și simplu nu concep mulți dintre ei chestia asta. Îi pare probabil foarte ușor, îi pare ceva la mâna oricui. Pentru că noi o facem să pară ușor. Un ingredient foarte important în, în ceea ce facem noi este această naturalețe. Noi creăm, creăm iluzia asta că este foarte ușor să scoți camera, să te filmezi, să fii spontan. Uh -huh. nu e așa. Necesită o pregătire, uh -huh. necesită să multe lucruri care se întâmplă în spatele camerei. Și tocmai pentru că pare atât de ușor, toți cred că e ușor și toți spun cum, adică asta, asta face, e un păcărici. Dar ți-am spus, e bine ca lumea să vorbească despre tine. Și așa un pic să mă întorc uh, ce discutam legat de. Mașinile scumpe în clipuri și despre uh -huh. de muzica asta despre succes. Eu mă bucur că este acest trend cu muzică despre succes, pentru că putea să fie mai rău. Există muzică despre depresie Anti. și droguri, există muzică. înțelegi ce spun? Muzică care nu te impulsionează să faci ceva, care te lasă acolo să fii trist. E bine și eu văd, sincer, din ce în ce mai mulți copii în generația mea tineri ca mine, care au acest impuls de a face lucruri, de a se mișca și de a face ceva singuri, independenți, o afacere, un canal de YouTube. Sunt mulți care poate nu vor să fie neapărat să apară în fața camerei ca mine. Nu asta e targetul lor, dar uh, editează foarte bine video și își doresc să exceleze aici care fac web design, care fac grafică. Eu, făcând ceea ce fac, am în jurul meu o grămadă de tineri de genul ăsta, care uh, sunt foarte, foarte fresh și vin cu chestii foarte, foarte inovatoare și pe zona de editare, de efecte speciale, de editare de clipuri pentru piese, trap, de... E o, o întreagă comunitate de oameni tineri care fac lucruri. Da, din dorința asta pentru succes pe care o au cu toții, sunt convins că asta te, până la urmă, te impulsionează. Și până la urmă, despre ce e succesul? Despre a te simți bine? Despre a, a, a conștientiza că ceea ce faci tu contează și e apreciat? Nu, tu îți setezi niște scopuri care, în funcție de uh, maturitatea ta, pot să difere. Și. Dar. Trebuie cumva, dacă tu ajungi la ele, e bine. Dacă tu îți pui un scop și ești determinat și ajungi la ele, ăsta mi se pare că e un lucru bun. Scopurile pot fi de la vreau să am bani să-mi iau o mașină care e ceva brutal și banal, dar vreau să schimb generația asta, vreau să... Sunt, sunt chestii diferite, dar eu mă bucur că sunt tineri care fac lucruri În ce și nu stau degeaba. ce generația asta dacă ai putea să o schimbi? Uite, ce nu place la generația mea? Nu o cunosc atât de bine ca să... Ce generația părinților săi? tăi? Să... Unde ți se pare că am greșit noi? De ce crezi că tu astăzi te lupți într-o țară săracă cu copii care n-au bani? Păi, Părinți în... care n-au bani pentru copiii lor. Nu ați fost pregătiți de tranziția de la comunism, de la democrație. E foarte simplu. Au fost niște oameni care au știut să facă bani cei care n-au știut, n-au știut. De-aia de, -aia nu... de -aia suntem într-o în condițiile în care suntem. Era cumva predictibil să se întâmple asta într-o țară post -comunistă. dar cred că facem niște pași în direcția bună. Nu știu ce să zic. Mie nu-mi place că cumva simt că am obosit din nou. Nu ne prea mai implicăm atât de mult. Am obosit și noi ca... tineri, Și noi ăștia tineri ne -ne și ne voi. Da, am obosit. Suntem așa, nu mai... Parcă nici nu ne mai dorim atât de mult schimbarea aia. Știi, suntem... Am, am rămas așa, în confortul ăsta care nu e atât de confort, dar e confort, hai să stăm aici, că mi -a așa mi se pare. Te vezi făcând politică? Nu. nu. Și acum știu ce să zici, că Alții... adică zici că am obosit, dar tu nu te implici. Așa e, așa e. Te vezi făcând politică? Nu. Vezi? <laughs> și recunosc, dar să știți că eu n-am obosit. Eu sunt în continuare acolo pe Metereze și fac cu toată pasiunea ceea ce îmi place foarte mult. Mărturisesc că uh, mi-aș dori foarte tare ca această generație de copii care vină la tine, după ce pleacă de la mine, ei pleacă de la Zurli și vin spre vlogări. E clar, de la 8 ani ies din targetul nostru. Să afle mai multe de la voi despre cum să Creștem emoțional și spiritual pentru că poți să ai o viață bună, pentru tu, tu asta identifici, de fapt, cu făcutul banilor. Să ai o viață în care să-ți poți permite un confort, să-ți poți permite da. un trai uh, bun, da. să faci ceea ce îți place. Banii sunt un instrument prin care noi reușim să primim la schimb anumite lucruri pe care societatea nu ți le dă dacă nu ai acest instrument. Mi-aș dori foarte tare... Cu bănuți, muți, murți, munți. Asta, asta e o vorbă de Androian. Vorb... Da? <gură> Cum e? Cu bănuți, muți, murți... Cu bănuți, murți, muți, munți. Asta e uh... un exercițiu de dicție. Da, e un pic și exercițiu de dicție, e un pic și uh, sună așa un pic ca corupție, dar e o vorbă voi. Iar vor eu vă spun că cu bănuți, mulți, nu muți nimic. <gură> Știi, suntem de... Eu sunt de partea cealaltă a baricadei. Cred foarte tare că... Dar ți-am zis, și eu mi-am dat seama târziu de niște lucruri și te las acolo în bucuria ta de a da. crede că lucrurile se rezolvă simplu prost, doar asta, având... Nu? <laughs> nu, nu e așa, dar eu, ce cam eu să spun e că eu mă bucur că există, mi se din ce în ce mai mulți tineri este foarte care frumos își ce spus. niște modele și Bravo. au un scop și ruptă pentru scopul ăla. Dacă scopul lor okay. e să facă bani să-și să iau Panamera, okay, ok, măcar fac ceva. Dar putem măcar să facem o înțelegere că nu insistăm numai pe asta? Nu trebuie să insistăm numai pe asta. Mie nu mi se că eu insist numai pe asta. Adică evident că asta atrage. Evident că tu atunci când ești un băiețel de 12 ani și vezi niște mașini mechere pe stradă, asta îți dorești. E normal. Am fost cu toții copii. Eu cred că contează faptul că ei fac lucruri. Și că ei își propun chestia asta. Dacă ei își propun, băi, vreau să am acest succes, să-mi iau, nu știu, o Panamera cum zice Rino, este mult, mult mai bine decât dacă sunt niște copii care nu își propun nimic și sunt zombi și stau așa la școală și nu se gândesc ce o să facă în viitor, n-au niciun plan, nu știu ce job voi să facă, nu știu la ce facultate vor să se ducă, se rovesc de viață la 18 ani neștiind cum își deschid o afacere, dacă vor, pe cine votează, cum funcționează țara asta, cum funcționează taxele. Și cine în țara crezi că asta? e de vină, că ei stau așa și se uită în gol la pereți? Educația, pe, educația. Pe păi și atunci, Educația vezi că mie nu, nu vezi vine că nu banii ne ajută ci educația. A, clar, dacă ai bani, dacă ai bani și n-ai educație, n-ai făcut nimic. A, bravo. N-ai făcut nimic. Bravo, e clar bravo, hai, că făcut nimic. Hai, hai că am ajuns. <laughs> am ajuns e despre asta. Dar în același timp, dacă scopul tău e să iei o Panama, cum am zis, și tu ești un copil. Pentru că urmă, cred că și eu visam la chestia asta când eram mic. Eu nu mi am imaginat niciodată că o să că se întâmple, dar mă vedeam când eram mic cum ar fi mă se să, să fiu eu pe un piedestal așa și să am și bani, să am și faimă, să... chestia e în felul următor. Dacă tu îți să faci bani și ești mic și ești copil și te apuci să faci ceea ce îți place, o să te maturizeze mult. O să, ajungi să te, o să ajungă să te maturizeze succesul ăsta. Și atunci, da, o să ai parte și de educație. Am... Pentru că educația nu este atât de mult în școală, din păcate, educația asta reală. Școala ce înseamnă te... educație reală pentru tine, Shelley? Păi nu știu, mie mi se pare că în momentul în care tu ești de pe poarta liceului Major fiind, da, la 18 ani, tu ar trebui să știi mai multe lucruri decât știm noi despre actualitate, despre ce se întâmplă acum Adică mi se pare că noi, spre exemplu, la școală studiem foarte mult evenimente, spre exemplu, istorice care s-au întâmplat de mult Lucruri, lucruri într-adevăr interesante pe care trebuie să le știi Dar nu studiem atât de mult și mi se pare că ar trebui să facem asta în foarte mare detaliu ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în România, ce s-a întâmplat de la Revoluție încoace, cum funcționează, cum îți deschizi o afacere în țara asta, cum funcționează, până la urmă, democrația în țara asta, cum funcționează instituțiile ți se statului. Ți se pare că școala cum... te ajută să-ți descoperi pasiunile, la ce ești tu cel mai bun? Nu, da și nu. Pentru că s-ar putea, putea să ca printre pasiunile tale să fie acele materii de la școală. Dar sunt mult mai mari șansele ca în această nouă lume în care trăim cu toții, pasiunile tare să le găsești undeva pe internet, nu pe banca aia din, din școală. Să le spunem ascultătorilor că noi suntem împreună într-un proiect la da. sectorul 2, se numește Academia Copiilor. Eu o să tin workshop-uri cu părinții și o să-i ajut să înțeleagă mai bine această generație, iar Shelly îi încurajează pe copii să se înscrie la... să fac cursuri după școală, unde ei mm. încearcă să-și descopere, de fapt, aceste pasiuni pe care n au să le descopere. Eu asta am, la, am spus la clasă. și la turneul vlogerilor pe care am avut toamna trecută, am făcut și sala aparatului și în Carte șapte ore. și asta o să spun și la Arena Romane pe 1 iunie. Este foarte important dacă ești mic și dacă ești mai mare, este foarte important să-ți găsești un hobby și să-ți găsești o pasiune cât mai din timp. Pentru că dacă tu, astăzi, îți găsești o pasiune și ai, nu știu, 13-14 ani și mai mult și mai puțin și începi activ să te documentezi, să citești câte puțin, să dezvolți pasiunea asta în ceva la care chiar ai talent și la care chiar te pricepi, este posibil ca la un moment dat tu să poți trăi din asta și asta e cel mai frumos lucru. Cu asta ce, e ce contează. Cu ce se deosebește generația ta de generația de dinainte? Păi generația noastră are niște instrumente la dispoziție foarte, foarte bune, avem niște avantaje foarte mari. Internetul ne permite să comunicăm, să ne organizăm și să schimbăm idei între noi, cum voi n-ați putut niciodată să faceți. Adică mi se pare că avantajează foarte mult, pentru că tu nu mai ești, deodată nu mai ești limitat la localitatea ta, la satul tău, la mediul care poate nu e cel mai bun mediu, Poate sunt copii în țara asta care cresc în niște medii oarecum defavorizate sau total defavorizate. Sau familii fără posibilitate. Evident. Dar au acces la internet, pentru că internetul devine din ce în ce mai accesibil și mai ieftin pentru toți. Și atunci văd în acest internet un strop de altceva. Văd că se poate și altfel și că lumea nu trebuie să însemne să fii, nu știu, acolo în satul ăla și să însemne doar atât. Și atunci asta schimbă complet. Dar știi lucrurile. că noi suntem foarte îngrijorați de faptul că astăzi copiii stau prea mult pe telefoane, pe laptopuri, pe gadgeturi. Cred că suntem, cum să spun, suntem într-o fază prea incipientă a tehnologiei astea ca să ne dăm seama ce impact are de fapt. Adică eu n-am ce să spun aici. Să spun că e rău, să spun că e bine. Cred că tu e și bine, e și rău. Da, eu n-am avut tabletă sau telefon. Eu am stat foarte mult pe calculator, pe scaun. Așa mi-am trăit eu o mare parte a copilării da, mult acolo. ba da, m-au dus uh, la uh, ochi să mă cotorez, să vadă dacă am, dacă am probleme cu vederea. Uh, erau uh, speriați că o să mă cocoșez. Uh, am, am, chiar am un număr un pic mai jos decât ce era, pentru că stăteam foarte mult cu una pe mouse când era mic. Și sigur, asta am spus Nu te-au făcut program, n-au zis Ai voie ba două ori. da, Și nu, nu, respectam niciodată Furam tastatura dacă o ascundeau Chestia e în felul următor Nu e bine să abandonezi copilul în fața calculatorului Dar în același timp lucrurile pe care eu am învățat Atunci când am stat ore în șir în fața calculatorului Când eram mic Mi-au schimbat viața radical, asta e clar Dacă eu nu făceam asta Nu știam lucrurile pe care le știu astăzi Pentru că eu tot ce vezi tu acum, tot ce fac eu, Social media, vlog, editare video, script writing, content și așa mai departe, totul e învățat de pe internet. N-am învățat din școală să fac chestia asta, concret nu concret, n-am învățat foarte multe lucruri. Bine, ea te ajută, evident, școala îți dă, îți dă cunoștință ca să poți să faci niște conexiuni și să regi niște lucruri. Și Dar să... dacă ai fi avut o școală în care poți, să poți să studiezi, ce ai făcut tu singur acasă? Și în alea șase ore la școală să faci asta cu un cineva specializat care să te îndrume? Nu, eu tot cred că mai bine ar fi pe internet, pentru că acolo e liber, acolo nu e cineva specializat, acolo sunt o mie de oameni specializați care pot să-ți dea fiecare din experiența lui, să spună fiecare părerea lui. Eu nu cred în, cum să spun, în organizarea asta gen. Așa se face. Uh -huh. Vlogul se face așa. Eu sunt profesorul de vlog, nu. Eu n-am nici cel mai mic habar despre cum se face vlogul, fă vlogul cum vrei tu. E o lume mult mai liberă în care genul ăsta de reguli și de, uh, cum să spun, uh, convenții despre cum ar trebui să faci un vlog, despre cum ar trebui să faci un show, o emisiune, nu mai există. Ceea ce a prins în ultimii ani a fost ce, ceea ce a fost nou, ceea ce n-a respectat nicio regulă și ne-a dat pe toți peste cap. Ce crezi că iubești fanii la tine? Băi, mi-am pus întrebarea asta de multe ori. Păi, cred de ce că, tu? În primul rând... Că sunt mulți pe internet care încearcă să facă ceea ce faci tu. Eu cred că cred că sunt două ingrediente principale. În primul rând că sunt oarecum de vârstă cu ei, par autentic, spun chestii cu care ei chiar se identifică. Adică la mine nu e forțat, eu nu să mă, eu nu încerc să spun chestii care să atragă tinerii. Pentru că eu știu ce atrage tine, că și eu sunt tânăr și pe mine mă atrag aceiași lucruri. Deci există această conexiune care este și datorită vârstei între mine și ei. A doua chestie este pur și simplu munca brută. Faptul că eu ce țin asta cred, spre deosebire de alții, eu am muncit un pic mai mult, am dat un pic mai mult atenție la detalii în anii ăștia, am făcut un pic mai multe drumuri la București, un pic mai multe dubre când filmam ceva și asta se vede. Asta nu se vede în termen scurt, se vede pe termen lung, mereu. se faptul că ți-ai pus toată energia în povestea asta? Clar. Dacă, dacă vrei să reușești în ceva, trebuie să spui toată energia în lucrul ăla. Ai jucat totul pe o singură carte? Păi eram tânăr, am tânăr, mi-am permis să fac asta. Adică asta nu, puteai să, să fac... mergi și la cursuri de balet și la nu, cursuri nu, de pictură și la nu, cursuri nu îmi de... nu toate lucrurile astea, mie îmi plăcea să filmez. Ce să... părere ai de faptul că părinții își duc copiii la toate cursurile posibile, dorind să știe câte ceva din tot ceea ce ar putea să facă. Nu mi se pare că e atât de rău, că poate ceva chiar îți place. A, dacă tu duci copilul o lună la cursuri de mâncați spaghetti și lui nu-i place să mănânce spaghetti, n-ar trebui să-l mai duci la cursuri de mâncați spaghetti. Dar e bine că Există, că se duc copiii la diferite cursuri, în primul rând, pentru că acolo e și un nucleu al socializării între ei, consider eu. E un loc în care ei socializează, încep să schimbe niște idei, să nu știu. Și e bine, poate-ți găsesc o pasiune în baret, de ce nu? Tu ai pornit de la un vlog, și acum v-ați reu reunit mai mulți vlogări uh, într-o trupă. Da, eu prefer să-i spun gașcă. Trupul sună prea muzical okay. și noi nu facem neapărat doar muzică. Eu ți-am zis că vrei copiii de la Gașca Zurli în gașca... Cum se numește gașca ta? Gașca Five Gang. Dacă mi-i strici, Shelly... Noi facem ceva diferit de Gașca Zurli. Chiar Pui nu cred că fiți ești... aceeași deci, deci ei A, nu... vin de la, nu, nu. De la tine, vin la mine și nu vei să-i stric. Vei păi să... asta nu-i bine da. la tine când au crescut. Și eu îi cresc frumos. Și îi cresc cu înțelepciune. Te rog să păstrezi ceea ce eu am pus acolo la trei ani, la patru ani, la cinci ani. Nu o să-i stric. Nu să-i stric. Dar dacă cumva o să-i stric, nu o să-mi asum răspunderea pentru asta. Și eu asta încerc să de limitez mereu. Eu nu fac, totuși, eu nu fac educație. Eu fac divertisment. Desigur, eu am puterea și fac chestia asta și posibilitatea de a transmite niște mesaje, de a face copiii să-și pună niște eu, întrebări. În momentul ăsta, ești o voce. Da, sunt o voce care poate ghida niște lucruri și poate face pe copii să-și pună niște întrebări. Dar eu nu mă asum rolul activ de educator, eu fac divertisment și asta e meseria mea de bază. Desigur, uite, suntem împreună ambasadori ai cel mai mare proiect educațional din România. Pentru că eu cred în chestia asta și cred că este nevoie de o implicare și ai cumva datoria să te implici dar eu la și bază... Să și să-i Și să-i îndrumi. Dar eu la bază nu fac educație. Eu la bază nu îndrum copii să fie ceva. Eu la bază fac un produs la care te uiți, râzi și îți faci ziua mai bună. Ceea ce nu e lucru puțin, să știi, pentru că mi se pare că lumea chiar chiar subevaluează chestia asta. Ce facem asta? Se filmează și e un măscărici. Nu e așa. Cred că dacă tu ai reușit prin ceea ce faci să faci ziua omului un pic mai bună printr-o chestie de 5 minute la care s-a uitat, eu cred că ăla nu e lucru puțin. Eu chiar Văd o valoare în chestia asta. În faptul că un om se uită la tine și îi faci ziua mai bună. Îi rămâne o grumă în cap, pe care îl amuză pe parcursul zilei. Unde te vezi peste 5 ani? Făcând ce îmi place. Probabil că uh, YouTube sub o altă formă, content schimbat, poate un pic mai nișat, nu cred că o să mai fiu atât de super-super mainstream, pentru că va oricui, uh, cum să zic, seduce la un moment dat. Uh, probabil uh, pe partea de media, pe partea creativă. Din nou, nu știu ce o să-mi în 5 ani. Probabil ca același lucruri Și de asta, de asta lumea dori cum spuneam, e bine să încerci să construiești o siguranță atât financiară și așa mai departe, special ca să poți să faci ceea ce dorești. Foarte important. Pentru mine banii sunt un mijloc. Poate sunt și un pic un scop, dar sunt și un mijloc. Au fost un scop de la început? Nu. Nu, pentru că tu hai să, înainte, înainte hai să te gândești monos. să faci bani, trebuie să te gândești cum, cum să a, a, atingi publicul. Adică Bravo, nu trebuie să pui carul înaintea căruței niciodată, atunci nu o să-l să obții. Deci cred că dacă tu pleci de la rațiunea, cum fac bani acum, slab, n-ai nicio șansă. Nu, eu am plecat de la rațiunea cum atrag oamenii să se uite la mine acum. Dar de ce aveai nevoie să se uite oamenii la tine? Pentru că asta îmi doream să fac, vreau să fiu un youtuber în această țară. Că ai simțit că ai ceva public. de spus? Da, eu de mic eram așa dezinvolt, în plăcea dacă mă scotea profa în fața clasei, îmi dădeam așa un pic uh, uh, aceste figuri, voiam să fiu cumva un pic în centru. Cred că fiecare copil își dorește cumva să fie în centrul atenției. Nu neapărat fiecare copil, cred că sunt unii care nu-și doresc, unii care nu sunt doresc, anxioși, da. care sunt... Dar eu mereu mi-am dorit să ies așa în față. O cât de egoist și direct ar sunat, ce am spus, eu asta îmi doream când eram mic. Și pe lângă asta am avut și pasiunea asta pentru editat video, pentru filmat, adică am avut și niște cunoștințe, n-a fost doar nevoia de afișare. A fost o nevoie de afișare dublată de niște cunoștințe și de niște de o mică pregătire. Și așa cred că am reușit. Cum? Și n-a fost, adică ți-am spus, n-a fost o creștere peste noapte, n-a fost ușor, eram varză la început, nu se uita nimeni la mine, tocmai pentru că eram varză, și cu timpul m-am perfecționat, adică am făcut atâtea greșeli, am dat-o în bară de atâtea ori și am făcut atâtea episoade oribile, dacă mă întreb acum, încât de asta am ajuns să fac ce fac atât de bine acum, pentru că am, am rovit de toate obstacolele astea. N-am luat în mână o carte de genul cum să faci vlogging în 5 pași simpli, am citit-o, am aplicat o rețetă și... Nu, a fost trai renderor, a fost uh, munca aia grea care te, te învață lucruri și greșelile alea care te învață lucruri. Iar astăzi ești prieten cu toate vedetele, cu toți de realizatorii de radio și televiziune, cu brandurile care vor să le reprezinți, umpli sala polivalentă de copii care vin cu și părinții de mână romane. și am înțeles că o să ai arenele romane când? Pe 1 iunie, fix de ziua copilului. Iunie. E foarte tare pentru că facem două show în aceea zi. Avem un show de la ora 7, care a fost soldat în mai puțin de o lună, și atunci, pentru că era cererea foarte mare, și ne scriau în continuu oamenii, nu ce facem, nu mai putem să venim. Am mai făcut un show de la ora 2. Deci, o să fie haos pentru noi ziua aia, dar e ceva ce îmi doream să fac de mult și o să fie un vis împlinit pentru mine, să fie show-ul meu cu prietenii mei care am pornit, adică noi ne-am cunoscut pe internet în urmă cu, să zic, vreo 4 ani, ceva de genul, și e efectiv o dovadă. Despre cum schimbă internetul lumea în care trăim, pentru că dacă nu exista internetul, noi nu că nu am fi făcut proiectul ăsta. Noi nu ne-am fi cunoscut niciodată. Eu asta mai spun că Five Gang este povestea internetului de fapt. Și așa e. Și este muzică sau uh... show va fi mare parte muzicală. Și o va fi mare parte muzicală, dar noi Voi cântați. Dar noi nu facem muzică. La bază noi facem divertisment. Ok. Și, uh... Și ce, stand-up comedy? Uh... Nu, sunt materiale video în care care te fac să răști te bine dispun. Sunt, să spun așa, cerinjuri, noi... Ați gândit ne punem, un spectacol da. în care... A, în... Tu, tu, stai un pic, mă întreb de spectacol de sau da, de ce facem de pe spectacol. YouTube? Nu, spectacolul va fi muzical. Deci Aha. noi scoatem piese și spectacolul va fi în mare parte muzical, va avea și invitați speciali, artiști, va fi și o parte de speech... Adică o să avem și această componentă, dar va fi în mare parte muzical. Dacă Voi mă întreb această, ce facem această noi pe YouTube, gașcă de YouTuberi, o să urcați pe scenă și o să da. susțineți un show da. muzical. Un concert, este un concert. Un concert. Okay. Dacă mă întreb ce facem pe YouTube, nu facem doar muzică. Muzica este, cum să spun, o porțiune nu majoritară din ceea ce facem. Noi facem conținut, facem vloguri, facem divertisment. Fiecare pe bucatica lui, Da, și, și adesea un, împreună. Împreună și ală le difuzați toți. Uh, noi avem un sistem foarte corect și foarte simplu. Uh, tu muncești la clipul tu îl filmezi, e clipul tău. Okay. Și e urcat pe canalul tău. Avem și un cont comun unde punem anumite chestii, unde cumva ne implicăm toți. Adică din toată marea asta de vlogger v-ați adunat câțiva, 3, 4, 5, 5, 5. care sunteți uh, da, un... Da, au fost pe criterii de prietenie, ne-am ales în urmă cu ceva timp. Între uh, timp, uh, la început am mai un membru, a intrat tartul, adică n-a fost totul perfect din prima. A fost uh, ideea mea să fac... Uh, Chestia asta, pentru că mi se pare că... Există este... concurență între voi? Există o concurență sănătoasă, cred eu. Adică există dorința asta de a ne depăși pe noi, în primul rând. Adică o concurență cu noi. Și noi nu, cred că există concurență, nu cred că există invidie sau ură, pentru că oricum fiecare e un pic nișat, pe dia au plac mai mult copii, pe gami îi cum un pic mai mult adolescenții, eu sunt undeva acoper toate zonele, exploit face muzică și e mai mult în zona asta de muzică, suntem la bază niște tineri care au avut niște pasiuni și au avut, cum să spun, dorința asta și ideea asta de a face conținut împreună și ne-a ieșit. Ziceai la un moment dat despre niște realizatori de televiziune că vă privesc ca pe niște exemplare dubioase aduse de la grădina zoologică de conținut audiovizual și puștanii vin la noi să ne dea pufuleți prin gard. Ce comparație superbă făceam. Eram în 2016 și am un vlog despre Digi24, țin minte, și uh, niște comentarii făcute acolo. Pe... Nu, nu, și a, asta aș dori să, să spun, <laughs> cred că am mai spus. M-a surprins că a venit din partea Ioanei pe care eu chiar o apreciez. Pentru că o văd cum se duce la niște, cum să spun, la niște situații și la niște evenimente, în miez de noapte, în cele mai, cum să spun, când n-aș vrea să fiu trezit și să mă duc acolo să fiu pe teren și ea se duce. Și eu chiar apreciez Dar te-a durut faci. faptul că nu înțelege ce faci? Nu, m-a bucurat pentru că mi-a dat un subiect de discuție. Și uh, m-a pus, uh, cum să spun, uh, voiam să spun niște lucruri atunci am avut ocazia să răspund și am avut uh, publicul. Ca să răspund. Adică atunci pentru prima oară s-au uitat niște adulti la mine și au zis hai să văd ce are de spus copilul ăsta, cum se apără. Și m-am apărat. Deci chiar m-am bucurat. M-am simțit validat, m-am simțit bine. Sincer îl spun, când s-a întâmplat asta. Când s-a luat a doua oară, când s-a luat uh, capatos de noi, a fost mai așa, că nu era nici, cum să spun, un un om atât de... și, și nu făcea un content atât de jmecher și de quality cum era jurnalul de seară a Digi la care chiar mă uitam. Jurnalul de deja a fost fix ce te voi, a fost. Andrei, te realizezi că. că asta, Shelly. Andrei, zice mama ta, nu? Da. Nu știu de ce vine să zic, Andrei, că te văd așa, ca pe copilul meu, pe care l-aș scutura un pic să-mi dau seama ce are acolo în sub freza asta cu gel făcută pentru toată ziua. Eu mă gândesc la părinții tăi și sunt convinsă că nu le-a fost ușor deloc. Pentru că este o lume absolut nouă, tu vorbești despre niște lucruri pentru care noi n-am fost pregătiți, tu n-ai nicio problemă că niște super jurnaliști se iau de tine din potrivă, consider că asta e o oportunitate. Da, pentru că așa e bine să vezi. Păi eu aș fi, aș fi suferit o săptămână dacă cineva ar fi nu, zis eu, ceva despre copilul nu, meu. Eu a doua zi când am văzut emisiunea, am, am văzut un comentariu în seara, văzut că s-a luat cineva de tine, am căutat pe net, am văzut emisiunea, a doua zi am sunat pe Mike, i-am zis gata, facem amândoi. Articolul din Dor a împărțit lumea în pro și contra. Am văzut. Și cum te-ai te distrat. Da, pentru că și cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Chiar am studiat. Ia. Este articolul, se enervează 10 oameni și s-a răsut în apărarea mea. A fost superb. Adică eu, a fost atât de tare că eu nici n-a trebuit să fac ceva, mi-a pus simplu sărit să mă apere. Doamne, deci eu a trebuit să mă întâlnesc <laughs> cu copilul ăsta, ca să, eu sufăr pentru fiecare comentariu negativ pentru gașcazurile. Nu te înțeleg, sincer, ai atâta succes, ai at, Tâtea lucruri pe care le-ai realizat. Știi cum mă doare, E ca și cum... În a ta știi că faci niște lucruri care... Nu doar că ai tu succesul tău, dar faci niște lucruri bune pentru oameni și pentru societate. De cum să te afecteze ei ul Adică mi se pare... Cum e posibil? E, eu cred că e... Cum să spun... Unii ne naștem să nu fim afectați de voi, vorbe oamenilor, alții ne naștem că cred, e o chestie fundamentală. Da, cred asta. că eu m-am născut prea repede, cu vreo 30 și de nu, ani prea nu repede. nu mi se pare că te strică neapărat să fii afectat. Dar e o energie pe care o pui în ceva care nu contează. Adică... De ce te jucai cu părinții tăi. Ce ne jucam? Uite, noi avem o rubrică la radio eu... în care învățăm în fiecare emisiune pe oameni câte un joc. Eu cred foarte tare că jocul și statul împreună cu copilul contează foarte tare. Ce ne jucam nu mai știu, dar țin minte, spre exemplu, că eram un... crescusem un pic, aveam gen, nu știu ce să zic, șapte ani, ceva de genul și voiam să construiesc un robot și îl băteam pe tata la cap să facem asta cu robot. Citisem pe internet, văzusem niște tutoriale, cum să-ți o placă cu circuite, cum să ripești cu un pistol de ripit și îl băteam pe tata la cap. Am luat pistol de ripit în fiecare weekend, era acolo cu mine, făceam circuite, toate prostire. Mai mătărei. stai cu ei? Când avem timp, da. Că acasă, da. Și ce-ți place să faci cu părinții tăi? Să vorbesc, că numai de asta avem timp și să mâncăm împreună. Asta e... Mă bucur că încă mâncăm împreună și vorbim și dezbatem și luăm niște decizii împreună, cumva, în care ne sfătuim. Cum adică... che o cheamă pe mama ta? Aura. Aura. Uite, o să-ți dau pentru mama ta un audiobook, se numește Plădorie pentru mama. Mersi, Sunt uh, cele mai frumoase texte citite de mine în studio și o să-i placă cu siguranță și să-i transmiți că o îmbrățișez și că nu cred că aș fi rezistat în pantofiei pentru că tu i-ai supus pe -ai tăi uh, unei experiențe foarte puternice. Da, dar nu cred că ai simțit atât de mult. Sau poate că n-ai simțit tu, Andrei. Da, e și, uh, să știi că da, într-adevăr, ai dreptate. I-am supus unei experiențe foarte puternice, dar nu din cauza acestui tu, nu din cauza faptului că eu eram subiect de discuție și se lua lumea de mine. Nu, i-am supus... Nu, no, să... din cauza tuturor deciziilor pe care le-ai luat și a... Nu, știi de ce? Din cauza faptului că de mic, pe cam singur, la București, că au fost serii în care nu știau pe unde sunt, sunt convins că au fost serii în care n-au dormit pentru că aveau emoții legate de mine și de siguranța mea, ce face asta, unde s-a dus, știi ce zic, adică am plecat de foarte mic de acasă și stăteam cu zilele la București. Cum le-ai câștigat încrederea că știi ce faci? Păi eu nu m-am dus niciodată la București fără să fac nimic. Deci n-am avut niciodată o care în care să zic de ce te duci mama la București? Mă duc să mă văd cu prietenii mei. E important să le spuneți părinților De fiecare dată când exact... la București era un material video care uh -huh. e măcar atât, un vlog măcar sau cinci interviuri și două piese sau ceva, adică ceva se întâmplă. Și ei mă văd pe mine că sunt mai ocupat. Adică încrederea asta am câștigat în momentul în care ei și-au dat seama că unul la amână... există validarea asta din partea oamenilor și există niște rezultate venite în ceea ce fac eu, numere, oameni care apreciază. Și atunci când, când și-au dat seama că eu chiar sunt serios. Adică cred că în primele șase luni se gândeau, ăsta nu o să facă nimic, nu e serios, nu. Dar în momentul în care și-au dat seama că eu chiar nu -o, o să, renunț la chestia asta și chiar mă țin cu dinții de succesul ăsta pe care dobândisem și vreau să cresc, probabil că au apreciat chestia asta și au înțeles că trebuie să mă las să fac chestia asta. Nu i-a speriat faptul că ai devenit independent și financiar foarte repede? Ba da, ba da. Dar uh, am avut și eu, cum să spun... Uh, Te lasă să faci ce vrei cu banii? Sau... Da, dar am avut și eu maturitatea de a nu o lua așa pe câmpii. Adică îi mai ascultam. Și când îmi intrau banii, uh, mă întrebau mereu. Adică ei, ei mereu știu cum stau eu cu banii. Știi? Și meu mă întreabă a ce a mai faci. la contul tău? Uh, nu, nu au acces, dar mereu știu uh, Pot să vadă, mi se pare, sau ceva Înainte aveau, uh, acum toți banii sunt pe numele meu De când <laughs> ai 18 ani? Nu mai, dar <laughs> înainte, înainte vedeau Evident că ei nu s-au, cum să spun uh, Mereu m-au sfătuit Să fiu conservator cu banii Și mi-au dat niște, niște principii foarte bune M-au ghidat foarte bine în anii ăștia Și e foarte de apreciat chestia asta Și pentru că m-au ghidat, m-au susținut efectiv Adică N-aș putea să, să fac atâtea bagaje, să pregătesc haine, adică mă ajută constant, Fizic. mama e un ajutor incredibil, da? Și muncește foarte mult, și ea. și e o muncă pe care nimeni nu o vede. Ca eu să ajung să fac, să. așa, e, să ajungi acasă și să ai mâncarea pusă în farfurie și așa mai departe, e o chestie pe care. Și înveți -o, înveți să o apreciezi abia când nu o mai ai. Și eu am început să-mi dau seama de chestia asta ai din putea ce în mai. să pleci mai mult. din țară? Da, aș putea, dar nu, nu cred că o să o fac definitiv, dar da, aș putea unde ai plecat? În America. În America să faci ce? Ce fac aici? La un alt nivel, sperând că cumva o să se lipească și acolo. Dar uh, e mult mai greu acolo. Acolo chiar e mult mai greu. De ce? Pentru că este supra-saturată piața și aici am fost câțiva care au avut uh, determinarea asta să o facem chiar bine. Acolo sunt milioane care au determinarea asta. Crezi că e România în momentul ăsta țara tuturor posibilităților? Din acest motiv? Pentru că sunt multe lucruri nefăcute? Nu, nu cred că România e țara tuturor posibilităților. Nu, da, nu, nu, nu. Nu, pentru că sunt multe lucruri nefăcute, dar sunt niște lucruri care nu ar merita, care nu ar, fi, nu ar, merge dacă ar fi făcute. Înțelegi că nu suntem la nivelul ăla noi ca popor. Adică, eu, spre exemplu, mi-aș dori să fac și alte tipuri de conținut, dar știu că e împotriva curentului, adică mă dezavantajează pe mine, că nu mă ajută cu nimic, nu o să se uite lumea. Ce ai face, de exemplu? Puh, ce aș face? Aș face, spre exemplu, niște sketch-uri un pic mai smart Despre, aveam, spre exemplu, o serie Dacă Google ar fi om, se numea pe care n-am mai făcut-o, că n-am mai avut succes mi-aș dori să mai fac e, erau, erau niște grume bazate foarte mult pe tehnologie pe motor mo era, efectiv era Google într-un birou Dacă Google ar fi o persoană și fiecare om care caută ceva pe Google intră în birou ăla și caută orice, de la pornografie la Wikipedia, trebuie să intri și să-i spui ca un ghișeu. Și era foarte amuzant pentru că au niște grume din astea despre tehnologie și motoare de căutare și... dar nu prindeau, erau un pic prea sofisticate ca să prindă. Reușești să fii la fel de firesc și de natural și în viața reală cum ești în fața camerei? Sau te simți cel mai bine cu camera ta? Da și nu, eu în viața reală am două stări, starea când sunt foarte agitat și starea când sunt foarte plictisit. Și lumea mă întreabă ce ai, ești supărat? Și mă gândesc la stau așa pe telefon și nu fac nimic. Unde ți-e mai bine? Pe internet sau în viața reală? Viața reală, să dai seama. Dar pe internet mă simt ca în viața reală. Adică eu nu am niciun fel de emoție în momentul în care deschid camera și spun Saru, ce sunt Sherry și voi vă uitați la antrenorul părinților cum era Retegan. Înțelegi? Adică nu, n-am nu mai am emoția asta și n-am avut-o sincer niciodată. Am fost meu dezinvolt. Am spus și tâmpeni la viața mea când eram mic. Deci fii atent, Te uiți în camera asta și spui salut, eu sunt Shelly și te adresez tuturor părinților din România. Părinților care se tem pentru copiilor, părinților care nu au încredere să-i lasă pe copii să facă ceea ce vor, părinților care se gândesc cu groază Că nu sunt suficient de pregătiți copiilor pentru viață, părinților care au toate fricile din lume și care preferă să crească niște copii disciplinați, organizați, supuși, decât să crească niște copii liberi, curioși și cu încredere în ei. Asta și vrei e. Să mă uit în camera aia și zic că. Mă, băieți, voi nu sunteți pregătiți pentru lumea de mâine. Ar trebui să lăsăm copiii să-și urmeze visere și să facă ceea ce le place, pentru că asta e cel mai important. Și ar trebui să nu mai credem că noi le știm pe toate, pentru că ceea ce va veni mâine nu avem de unde să știm. Și o să știe copiii mai bine ce vine mâine decât voi, pentru că voi învățați copiii, dacă îi faceți așa să fie disciplinați și să urmeze o care sigură, voi îi pregătiți pentru ziua de ieri, nu pentru ziua de mâine. Și nu o să fie siguri în ziua de mâine. Că o să apară roboți care o să ne recocuiască job -urile. Deci trebuie să, fi, trebuie să facă ei ceva pe pielea lor, că măcar așa... S-ar putea ca ei să fie mai pregătiți pentru viitor decât voi, doar pentru că se uită pe internet și văd ce hot acum. S-ar putea să aibă o anumită pregătire pentru viitor pe care voi nu o aveți. Pare eu că vă zic asta. Lăsați-vă copiii să-și urmeze hobby-urile, să învețe, să fie atenți la școală, să aibă note bune, dar să aibă o pasiune în paralel. Și lăsați-i să exploreze internetul, pentru că internetul e o resursă și un instrument incredibil. De pe care poți învăța foarte, foarte multe lucruri. Dar nu-i abandonați în fața calculatorului. răsați în fața calculatorului, dar nu-i abandonați. Acolo că nu e bine. Adică trebuie să vă implicați. Nu puteți să răsați pe mâna internetului parenting-ul pe care voi să-l faceți. Că eu nu vă copii copiii până la urmă. Să fim serioși. Shelly! <laughs> Știi, uh, Shelly, eu din fericire sunt unul dintre părinții care și-a dat seama că fica mea este cu 30 de ani mai actuală ca mine. Mai fresh mai actuală ca mine și că ea are în genă 30 de ani de evoluție a Universului și că eu sunt mai mare cu 30 de ani, dar sunt și mai veche cu 30 de ani decât ea. Și atunci... Eu fac parte din categoria părinților care sunt conștientă că așa cum mama e veche pentru mine, eu sunt veche pentru tine da. și pentru Maia. Îți mulțumesc mult pentru prezența de astăzi. Maia, Sper că, că te-ai mea... simțit bine. Da, m-am distrat. <laughs> S-a distrat cu mine Shelly <laughs> Mulțumesc mult și baftă multă Și chiar dacă tu zici că faci distracție Și nu educație Să ții minte că vin la tine copiii Pe care eu îi cresc frumos la Zurli Și te rog să ai grijă de ei da. Mai departe da. și să le amintești Că banul este un instrument nu Care un ne ajută și nu un scop Shelly a fost invitatul meu de astăzi, m-am simțit foarte bine pentru că vă mărturisesc că nu e prima oară când realizez că eu nu sunt doar mai uh, matură, ci și mai veche decât copiii care fac astăzi 18 ani. Eu sunt Mirela Retegan, dragi părinți, până data viitoare, să nu uitați să vă gândiți că în spatele unui copil lumină e un părinte soare. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM.